mi s-a făcut legătura cu un obiect din 2000, aș putea zice, de la TV Shop, care se numește F-Flex. E în strânsă legătură gratitudinea zilnică cu tăiatul de porc din weekend. Am învățat atât de multe încât nici nu știu unde să încep. În primul și în primul rând aș vrea să vă spun că, nu știu dacă știți, dacă nu știți vă spun acum, eu de obicei scriu un jurnal, trei lucruri pentru care sunt recunoscător zilnic. Și în weekend am tăiat porcul împreună cu socrii, împreună cu nevasta, cu bunicii, cu toată familia. Și mi-am adus aminte în săptămâna asta când am scris în jurnalul de recunoștință. Și un lucru pentru care am fost recunoscător au fost generațiile precedente. Deci generațiile, să vă gândiți, după 1900, cine s-a născut, bunicii voștri, probabil, dacă mai trăiesc. Și într-o strânsă legătură cu bunicii, mă gândeam la lucrurile care le făceau ei și pentru care erau ei recunoscători. Pentru că tăiatul de porc, așa cum l-am făcut noi, e probabil la fel cum l-au făcut și ei. Și o să vedeți în partea de jos, să vă pun un link, o poză și niște videouri cu un cârnățar care se folosește abdomenul să umpli cârnați. Nu știu dacă ați văzut așa ceva, e prima dată pentru mine. Cârnățarul e undeva 1900 toamna, deci să vă gândiți că e foarte vechi. E din inox și are un sistem de închidere din tuburi foarte interesant, ingenios, ingineresc, aș putea zice. Și o să vă las un link în partea de jos și puteți să vedeți cum am umplut cârnații împreună cu socrul și cu nevasta mea și care este metoda de a umple cârnați. Și ceea ce mi s-a părut foarte interesant, că pe vremuri nu aveau manivele, nu aveau cârnățare din astea electrice sau care pui carnea și iese cârnatul în partea cealaltă. Deci trebuia să folosească abdomenul toată lumea. Și imediat cum am văzut cârnățarul, mi s-a făcut legătura cu un obiect din 2000, aș putea zice, de la TV Shop, care se numește F-Flex. Și probabil îl știți, o să vă las și cu ăsta o poză aici, să vedeți diferența. Deci strămoșii noștri făceau mâncare folosind abdomenul, umpleau cârnați, iar noi folosim abdomenul cu aceeași sistem, să zic, de umplere a cârnaților, ca să ne formăm pătrățele pe burtă. Și e interesant, deci corelația dintre cele două obiecte e foarte interesant și hilară chiar, și m-a pus să zâmbesc. Am căutat o leacă pe internet până am găsit F-Flex-ul ăsta, că nu mai știam cum îl cheamă, știam doar cum arată. Și în legătură cu partea de recunoștință, am scris săptămâna asta că sunt recunoscător pentru că am posibilitatea să văd obiecte care au fost folosite acum 100 de ani. Și E un lucru foarte fain să poți să vezi obiecte și să vezi cum au făcut alte generații tăiatul de porc, să zic, sau realizarea cârnaților. Și o să vă las link aici cum am reușit noi să facem cârnații cu tehnologia veche, dar cu oamenii noi. Deci mai sunt niște chestii de învățat. Însă lucru și mai interesant, m-a pus pe gânduri să citesc câteva lucruri despre oameni care au ajuns la 100 de ani, deci, hai zicem, din 1920, deci pe acolo, pe la războaiele mondiale, după primul război mondial, și lucruri care le spun ei și ce țin ei minte și cu ce au rămas ei.
Și lucrurile astea sunt foarte importante pentru că vreau să vi le spun și vouă. În primul și în primul rând, persoanele care sunt peste 100 de ani, toate, adică toate, că am citit în jur de 10 povești de la persoane care povestesc viața lor după 100 de ani. Și cel mai important lucru care îi face încă fericiți sunt amintirile. Știți motoul? În viață totul este posibil.